A venit momentul să facem unboxing la Sony A7 III. Hai să-l punem aici. Oh, shit. Hei, eu sunt Denis și a venit momentul să trec de pe Canon, să trec pe Sony, să iau totul de la capăt, să învăț din nou fotografie, să învăț din nou funcțiile unui nou aparat, dar nu văd asta fi o problemă. Ce am aici este un Sony A7 III împreună cu obiectivul kit 28-70, am înțeles că n-ar fi un obiectiv foarte bun, până în momentul în care o să fac o nouă achiziție, să-mi cumpăr un inel adaptor pentru Sigma-ul pe care l-am pe Canon, să-l pun pe Sony, o să mă joc un pic cu ăsta. Așa că o să trec direct la treabă și o să vedem ce avem aici în cutie, ce avem noi aici. Așa că, imediat. Bun, deci asta va fi un unboxing ceva mai ciudat, o să fie gen un film de groază, unde totul va fi filmat first person, aveam și un GoPro, dar nu l-am încărcat. Așa că o să scoatem totul manual, ca la gunoaie, o să... Mai manuale, nu ne trebuie. Avem aici un parasolar pentru acest obiectiv kit. Nimic folositor până acum. Ce mai avem aici? Avem obiectivul ăsta. Kit, am înțeles că nu e foarte bun, întrucât deschiderea nu permite foarte multe chestii. În schimb, voi ieși cu el și voi testa. Până trec, cum am mai spus, până să-mi iau inelul adaptor, va mai dura un pic, așa că o să-l folosesc și o să revin oricum. Am de gând să fac niște recenzii asupra acestui aparat, pentru că am înțeles că toată lumea laudă, am înțeles că ar fi un aparat foarte bun. După cum se vede și aici, aceasta este Biblia Sony-ului. Avem de citit, bă, dar cine citește în ziua de azi? Ce mai avem aici? Ceva garanție rusă, nu știu ce mai băie. Să înregistrăm produsul pe garanția Sony. Și acum vine momentul culminant, hai să vedem. Începem de aici. Aici avem tipica curea, strap-ul pentru umăr, pentru nu știu ce. Cam atât acolo, în compartimentul acela. Pungă. Cablurile, am înțeles că se încarcă altfel față de ce eram obișnuit. Nu știu ce e asta, știam, adică știu ce e, pentru ce e, dar nu știu ce. Celebru. Se vede cum ce să fac unboxing, but who gives a shit? That's my first video of unboxing fucking nu. Așa. Iar acum, momentul culminant. Poate scom să fac cei de la iPhone. Ok, asta ar fi camera. Destul de micuță, dar arată super mișto. O să pun un pic aici și o să mă joc un pic cu ea, o să arăt cam așa arăta ea. În forma ei pură. Văd că are și un... de-asta, un asist.